Un rezumat pentru telespectatorii noștri a ceea ce eu personal consider că este un catin românesc, o poveste cunoscută de prea puțini români și necomemorată, în opinia mea, așa cum ar trebui de națiunea română. Haideți să vedem documentarul. În 1940, România a fost forțată să cedeze URSS un teritoriu locuit de peste 3 milioane de locuitori, ca o consecință a pactului Ribbentrop-Molotov. Imediat ce administrația și armata română au fost evacuate, trupele din Armata Roșie și NKVD au ocupat teritoriul. La 1 aprilie 1941, un grup mare de oameni din mai multe state de pe Valea Siretului, Pătrăuții de Sus, Pătrăuții de Jos, Cupca, Corcești, Suceveni, purtând în față un steag alb și însemne religioase, icoane, prapuri și cruci din cetină, a format o coloană pașnică de peste 3.000 de persoane ce se îndrepta spre noua graniță sovieto-română. În Poiana Varnița, la 3 km de granița română, militarii sovietici îi așteptau ascunși în pădure. Au tras din plin cu mitraliere până au căzut toți. Supraviețuitorii au fost urmăriți călare și spintecați cu sabie. După masacru, răniții au fost legați de cozile cailor și târâți până la 5 gropi comune săpate dinainte, unde au fost îngropați de vii, bătrâni, femei, copii, sugari. Martorii spun că 2 zile și 2 nopți s-a mișcat pământul în acele gropi până toți și-au dat duhul. Câțiva au fost arestați de NKVD din Adâncata și, după torturi înfiorătoare, au fost duși în cimitirul evreiesc din acel orașel și aruncați de vii într-o groapă comună, peste care s-a turnat și s-a stins var. Alte crime similare ale trupelor sovietice au avut loc pe întregul teritoriu al Bucovinei și Basarabiei. Sute de mii de români au fost exilați în Siberia și Kazahstan.